șocant al unui adolescent dintr-o comună din Sălaj. Băiatul a ales să-și pună capăt zilelor la doar 15 ani. A fost găsit fără suflare chiar de tatăl său. Andreea Popa are detalii. Bună ziua, adolescentul a fost găsit în pădurea de la marginea localității Zalha. Tatăl lui a încremenit când l-a găsit fără puls. A sunat la 112, dar nu a mai putut face nimic să-i salveze viața. Cumplit este că nimeni nu își explică de ce adolescentul ar fi recurs la acest gest. Băiatul de 15 ani era în clasa a 8-a, provenea dintr-o familie înstărită și mai avea două surori. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar de cercetare penală pentru moarte suspectă, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală.